O galerie inedită a fost deschisă aseară la Liceul Pedagogic Ortodox Anastasia Popescu din Capitală. Vernisajul expoziției Peste Vârfuri a adus nu doar artistul, ci și icoana în școală. Expoziția își propune să-i stimuleze creativ pe elevi și să le cultive plăcerea pentru cultura românească și artă. Iconograful Elena Murariu semnează lucrările și tot ea este cea care are convingerea că prin astfel de proiecte culturale, copiii vor fi educați să aprecieze arta sacră și nu numai. Aceasta a fost una din provocări, să vin și să-i spun într-o școală unde copiii au îndrăzneala să spună că regele este gol. Deci copiii pun întrebări, nu trăsnite neapărat, pun întrebări foarte la obiect. Asta am observat că sunt un public foarte bun. Asta am observat în expozițiile pe care le-am făcut. Atunci când am avut copii în expoziție, am primit niște întrebări extraordinare care cumva m-au ajutat și pe mine să cresc. Și de aceea răspund din toată inima acestei provocări de a expune într-o școală. Încă de la început, copiii au reacționat pozitiv. Au adresat întrebări, au primit răspunsuri și au admirat icoanele expuse pe coridorul școlii. Pentru mine, icoana înseamnă iubire față de Dumnezeu, înseamnă pasiune, înseamnă dragoste, înseamnă un simbol care arată cât de mult iubesc oamenii credința și pe Dumnezeu. Mie îmi plac foarte mult, mai ales acestea pe care le-am văzut acum, sunt foarte frumos pictate. Cred că înseamnă toate sentimentele bune la un loc, un mix de sentimente bune, pasiune, dragoste, artă, toate la un loc. Eu vreau să vă zic despre icoana, că eu simt atunci când văd o icoană iubirea față de Dumnezeu. Și cine te-a învățat despre această iubire? Doamna învățătoare de religie, când îmi fac rugăciunea mă gândesc la el. O icoană înseamnă pentru mine Dumnezeu sau harul lui. Expoziția cuprinde 20 de icoane ce ilustrează momente importante din viața Sfântului Ierarh Antimii Vireanul și a Sfinților Martiri Brâncoveni. Despre viața celor din urmă au interpretat câteva cântări membrii grupului psaltic Prorocul Daniel al protopopiatului Sector 3 Capitală. Este un lucru minunat. Pe de o parte să stai în prezența Sfinților, pe de altă parte să guști din arta autentică și să-ți formezi gustul pentru lucrurile esențiale, pentru lucrurile frumoase și în felul acesta se creează, dacă vreți, în copil, educația aceasta pentru bunul gust și pentru cultura autentică. Și elevii școlii gimnaziale Anastasia Popescu au pregătit un repertoriu cu cântece psaltice. Debutăm acest proiect cultural de educație culturală la care ținem foarte mult, pe care noi l-am început în sediile noastre mai vechi, dar pe care îl vom continua și nădăjduiesc că va avea această ambianță extraordinară, încărcată de istorie, de tradiție, de spiritualitate, de duhovnicie, care pentru copii o să fie benefică. Expoziția de artă bizantină Peste Vârfuri va putea fi vizitată în următoarele luni de oricine va păși pragul liceului de pe strada Zborului.